Bună seara! Bună seara, public București! Bună seara, București! Sebi! Domnul Petre Mihai, mi-a fost dor de dumneavoastră. Dar știu că de 2 ani de zile n-am fost la această emisiune. Și domnul Andrei Moisescu, vreau să-i mulțumesc, ne-a dat 4... ne-a dat da. Și toți ne-a, Mihai, crezi, toți ne-a dat da. Și acum unde am ai fost să... în ultimii 2 ani? Am suferit, am întrebat în fiecare zi, la fiecare zi de audiție, unde e partenerul nostru? Păi fac un liceu la Bârlad, vreau să candidez ca primar și acum am venit să mai trec și de altă etapă, adică tot 4 de am da. Și mi-a promis domnul Petre Mihai, când dă un da. Dinainte spun, de la mine ai da. De la Andra. Deci nu contează, da. De la Andra ai da, să garantez. De la domnul Petre Mihai, ca să știu. Mai cânt, hai bucură-ne, hai bucură-ne. Știi ce? La sfârșit, are clauză în contract, doar așa l-am adus înapoi, cu condiția să-ți dea da în cazul în care apare. Rog frumos să-mi dea un da, rog din sufletelul meu. Din sufletelul meu. Acum să mă duc și eu, am ambiție mai să duc semifinală. Pleci cu 3 de da, deci ești calificat. Aoleu, cu 3, domnul Petre Mihai, dați un meu strunt, acum cu 3. Mai trebuie unul, domnule, ca să... Auzi, am rămas cu datorii la tine, bag de seamă. Păi chiar că ați rămas cu datorii, măcar unul. Vă rog frumos. Haide, domne, nu se poate. Pleacă omul cu mâna goală, chiar așa. Frate, lumea dansează cu mine. Oai, zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uite de tine. Frate, lumea dansează cu noi. Hai! Sus, mânuțe! Așa mă vreau! Lumea dansează cu mine. Tu ai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uite de tine. Toate lumea dansează cu noi. Seara, bravo. Am răsărit ca pasărea rănită seara. Încet, 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 încet privirea ta. Nu înțeleg. Iar Mihai Petre este încă impasibil. S-a întâmplat. Cum rezistă pe scaunul ăla? Poate că într-o zi poate vei veni. Și-ai venit iarăși în viața mea. Te-ai gândit? Nu m-am gândit la despărțire. Atunci când e bă, vezi, el e un suflet sensibil, mă. Să crede că e un suflet sensibil. Să ai noroc și fericire. Și uita-mă, sunt trecător prin viața ta. Sebi, îmi pare rău. Chiar... Nu, haideți, că oricum e în etapa următoare. Mihai! Sebi, mulțumesc frumos că ai venit, însă îmi pare rău că după atâția ani îți dau un da. Cum a jucat-o! Da, Sebi, ai un da și de la mine. Felicitări! Eu cred că toți anii ăștia în care Mihai a lipsit din spectacolul nostru, a ținut în el această suferință. Și acum, până și Mihai a reușit să se împace cu el însuși de la reîntâlnirea cu Sebastian. Emoționat cu lacrimi în ochi, domnul Sebastian, cum vă simțiți? O declarație pentru presa din toată lumea. Care sunt măsurile pe care vreți să le luați odată ce veți ajunge primar în Zorlen? Ce voi face, deci voi face ce am promis, fapte și nu, fapte și vorbe și fapte. Păi și vorbe și fapte? Păi, facem ce am promis, ce am... Deci prima măsură asta când deveniți să... primar în Zorlen. E în campanie. Primul lucru pe care îl veți face când veți deveni primar în Zorlen. Primul lucru, dăm o garsonieră domnului Bartos. Bun. Și lui Smiley. Și al doilea lucru pe care îl faceți, care vă fie? Al doilea este să... Nu, stați așa, nu s-a terminat, îmi cer scuze. Vă rog. Domnul primar, dacă îmi permiteți, aș putea să-i dezvălui deja hotărârea pe care aș luat-o în calitate de primar, să-l faceți cetățean de onoare? Îl facem. Pe domnul Smiley? Da, pe domnul Smiley. Și pe domnul Pavel, că sigur că trebuie da. Tratați așa da, ca frații. Domnul Andy va fi consilier. Sigur că da, consilier.